Ședințele la psiholog pot fi decontate de Casa de Asigurări de Sănătate doar dacă specialistul în psihologie are încheiat un contract de furnizare cu un medic specialist în afecțiuni ca neurologie, psihiatrie, ortopedie și traumatologie, reumatologie, oncologie, diabet zaharat, hematologie, precum și nefrologie. Serviciile de psihologie se decontează ca servicii conexe, raportate de către medicul specialist al cărui cabinet are un contract de furnizare cu un medic psiholog. Poate veni un medic psiholog să facă un contract cu Casa de Sănătate? În acest moment, serviciile de psihologie sunt servicii conexe, nu sunt servicii care se acordă ca și specialitate medicală. Măsura adoptată de Ministerul Sănătății este pe placul specialiștilor în psihologie. Aceștia spun că aplicarea acestor norme reprezintă practic o intrare în normalitatea sistemului medical din țara noastră, pentru că majoritatea specializărilor medicale sunt strâns legate de serviciile paramedicale. Această măsură vine atât în ajutorul medicilor, cât și a pacienților. În mod normal, în țările civilizate se lucrează în echipă. Aproape la toate specialitățile, cu mici excepții, există psiholog în echipa de medici. Repet, este o intrare în normalitate, pe de-o parte. Pe de altă parte, este un mare beneficiu pentru pacienți. Pentru că nu putem eluda situația reală, situația financiară a majorității persoanelor care nu au bani să-și plătească aceste ședințe și atunci problema rămâne nerezolvată. Ședințele de psihologie fac parte din serviciile conexe actului medical și sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate prin contractele încheiate de medicii de specialitate. De gratuitate la psiholog vor beneficia doar pacienții care au suferit sau suferă de una dintre cele 9 afecțiuni prevăzute în contractul cadru și care au primit recomandare de la medicul specialist.